Un grup de tineri sălășeni pasionați de zootehnie au participat alături de specialiștii Asociației Ovii Sălași la o conferință a crescătorilor de animale ce s-a desfășurat în Polonia. La sfârșitul lunii august a avut loc conferința internațională a oierilor din zona Carpaților, eveniment la care au participat aproximativ 5.000 de crescători de animale din Polonia, România, Ucraina, Cehia, Serbia, Slovacia și Ungaria. La acest eveniment au fost prezenți și tineri fermieri sălăjeni, precum și specialiștii din cadrul Asociației Ovis Sălaș, informează zootehnistul Ioan Cherecheș. Printr-o invitație a unei organizații multinațională care are proiecte legate de biodiversitate și de o producție integrată cu sediu în Polonia. În această perioadă a organizat serbarea Carpaților, respectiv serbarea oierilor, a crescătorilor de oi din 8 țări limitrofe Poloniei. Programul a fost foarte bogat și foarte divers ca și activități. Noi ne-am gândit ca și Asociația Crescătorilor de Ovine să mergem cu un grup de crescători pentru a vedea și altceva decât ceea ce avem și întâlnim în fiecare zi la noi. Adică este lipsa de informare care pot să spun că este cu certitudine la noi. 2. Modul cum se acționează pentru a accesa anumite proiecte și programe pe diferite aspecte sau pe diferite nivele, că aici așa am înțeles că ei au început de la fermă, respectiv popularea zonei respective cu animale. Dacă vă aduceți aminte, cu o jumătate de an în urmă, o turmă de 300 de capete de oi au plecat de la Brașov, în Transumanță, în timp de 4 luni și a ajuns în Carpați polonez. A fost achiziționat de către o familie și aici a fost începutul proiectului. Având animalele, s-au gândit ca să integreze printr-o producție integrată, printr-un proiect european, să-și dezvolte o fabrică, sau mai bine zis, o fabricuță de procesare a laptelui de ovine, valorificarea cărnii, mai mult decât atât, tot printr-un proiect european, au înființat o școală pentru cei interesați de a fi crescători de ovine. Participarea la conferința internațională a oierilor dorește să fie un imbold pentru tineri să investească în zootehnie. Potrivit informațiilor transmise de zootehnistul Ioan Cherecheș, creșterea animalelor este rentabilă atunci când fermierii se orientează nu numai spre producție, dar și spre valorificarea produselor.